Mihai de la ILAC IT, bine ai venit și mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. Ești invitat din partea 4DX Cinema City. Da. Spune-ne, te rog, ce aduce nouă tehnologia? Păi, bună dimineața, bine v-am găsit. Pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, nu le mai deschis și mă văd doar pe net, eu sunt George Buhnici. Fac o emisiune care se numește ILAC IT la ProTV, la știrile ProTV. Avem și o emisiune de sâmbătă, de vreo 4 sezoane. Am început crezând că o să terminăm repede, dar încă suntem acolo. Ceea ce înseamnă că tehnologia este interesantă pentru voi și pentru cei care ne urmăresc. Și sunt onorat să vă spun așadar în această dimineață bun venit din partea Cineworld și Cinema City. Ca să înțelegeți mai bine un pic de context, Cineworld și Cinema City și-au unit forțele în urmă cu aproximativ un an pentru a deveni jucătorul numărul 2 în Europa, la capitolul cinematografie. Au enorm de multe săli, se apropie de 2000 de săli. Și planurile pentru România sunt de asemenea ambițioase, însă treaba mea nu este să laud foarte tare operațiunea lor. Eu am venit aici pentru o tehnologie nouă care mă încântă foarte tare. Mi-aleg cu atenție proiectele în care mă implic, pentru că, evident, treaba mea este să vorbesc despre tehnologii noi. Și acum îmi este foarte ușor să vă povestesc despre 4DX, pentru că voi tocmai ce veniți, cei mai mulți dintre voi, din sala de 4DX, nu-i așa? E cineva care n-a văzut? Nu? N-ai văzut? Hai să ne oprim un sfert, Dora, te rog să... Cine a văzut? Ok. Cine ar vrea să mai vadă o dată? Nu știu dacă va fi cazul, dar sunt niște fete pe aici. Le dați semnale cu 50%? Trebuie neapărat să pun mâna pe un cap de genul ăla, pentru că am eu senzația că o să revin destul de des într-o sală 4DX. Pentru că eu sunt un tip foarte setos de senzații. Și tocmai aveam o discuție interesantă, chiar înainte să începem prezentarea, despre cum experimentăm până la urmă filmele, conținutul. Și eu cred că 4DX, alături de alte tehnologii interesante din industrie, dar mai ales astăzi vorbim despre această tehnologie, această tehnologie are darul nu doar de a salva cinematograful așa cum îl știm, ci să-l ducă cu adevărat în etapa următoare. Pentru că, ok, o să zicem, da, la filmele bune vin și pe alte canale, până la urmă ajung eu să-l văd. Da. Cel mai probabil, da. Însă cinematografele ca acesta, sau ca 4DX, tehnologia de alături, nu concurează nici cu smartphone-ul din mâna ta, nici cu laptopul din mâna lui, nici cu televizorul tău de acasă. Nu ai cum să concurezi cu așa ceva. Nu cunosc niciun apartament din București care să aibă un perete atât de mare. Nici măcar vile de prin Pipera. Și atunci, în primul rând, e dimensiunea. După care începem să vorbim despre tehnologie. Și aici, cei care nu sunt pasionați de termeni, poate să stea liniștiți că nu o să intru decât în doar câteva acronime chinezești și americane. Hai să vă explic un pic, să deconstruim un pic experiența ca să înțelegeți de ce v-a lăsat senzația aia atât de bună. Pentru că, din nou, când auzim încă o tehnologie nouă, 4DX, păi de acum, că auzim de 6D, 7D și alte asemenea. Ei, nu e chiar așa. 4DX este ceva aparte, este ceva special. Și mă ajută faptul că suntem acum într-o sală diferită față de cea de alături, dar nu prea. Pentru că e aproape identică, cel puțin din punct de vedere al proiecției. Aveți în față unul dintre cele mai bune ecrane disponibile pe piață. Este un ecran argintiu, curbat, nu știu că v-ați dat seama. Este ușor curbat și este foarte greu de făcut așa și este și scump. Iar acolo în spate este un proiector de foarte bună calitate, de tehnologie de cinema, niște patente care nimic nu pot fi date publicității chiar toate, cu o tehnologie DLP. Și ajunge lampa până la 8500W, este o demență, o nebunie. Este în stare să polarizeze, să dea și imagine 3D. Dar la fel de bine puteți vedea filme în sala 4DX cu tehnologie 4DX în 2D. Sună ciudat. Dar sunt filme care nu sunt neapărat în 3D. Slavă Domnului, nu? Ei bine, eu o să zic că dimpotrivă, aș vrea să fie toate 3D. Însă, sunt 3D și nu ne doare capul după ele, sau nu ne sperie, sau nu ne enervează, atunci când proiecția este de foarte bună calitate. Cu cât e proiecția de mai bună calitate, cu atât ochiul nostru primește mai multe informații. Cu cât ochiul nostru primește mai multe informații, nu trebuie să compenseze pentru lipsuri. Că acolo apare problema. În momentul în care nu vezi toate frame-urile, când întârzie ceva, când apare un pic de blur, când lucrurile nu sunt corect sincronizate, creierul nostru face o muncă foarte serioasă de compensare. Încearcă să umple găurile.
Și când trebuie să umple prea multe găuri, obosește, că cu toții obosim, dar mai ales creierul. Și atunci, într-o sală de genul ăsta, unde avem un proiector de cea mai bună calitate, un ecran de cea mai bună calitate, un film care vine într-un format, apropo, pentru cei pasionați de extensii și acronime, vine într-un format numit DCP, adică Digital Cinema Projection, ceva de genul ăsta, dar este un format dedicat. Vine pe niște hard-uri, are niște, poate să ajungă și la 200 de giga un film, chiar mai mult, în funcție de lungimea lui. Este un format 2K, de video 2K, adică o rezoluție peste Full HD foarte mare, adaptată la acest ecran. Și zic, bine, bine, de vreo 4K. Nu prea sunt prea multe filme 4K, iar la diagonala asta nu ai nevoie de mai mult. Adică, de oriunde ați stat voi în sală, mai ales că aveți și scaune așezate într-un format de stadion. Vedeți cât de abruptă este panta? Sala asta este gândită astfel încât fiecare de aproape oriunde ar fi să vadă foarte bine filmul. Poți să fii în ultimul rând, poți să fii la jumătate, poți să fii și aici jos. Nu v-aș încuraja să luați chiar primul rând, decât dacă chiar vreți să vă introduceți cu tot un film, dar ajută. În schimb, la 4DX, toată tehnologia asta de care vă spun de cea mai bună calitate este completată și cu mișcare. Dar și acolo se respectă cam aceleași principii. Același ecran de foarte bună calitate, același proiector de cea mai bună calitate, același scaune în același tip de așezare. Practic, tu vrei să vezi în continuare foarte bine filmul, dar adăugăm senzații suplimentare. Și aici încep să se complice lucrurile, pentru că în afară de filmul de cea mai bună calitate, începem să adăugăm tot felul de senzații. Și pe mine mă distrează foarte tare, spre exemplu, nu știu dacă ați observat, eu ca o codiță de șoricel, nu e un defect de la scaun, e o chestie care atârnă jos la scaun. La un moment dat n-a simțit că va atinge cineva pe la picioare? Aia este un tingle, așa-i spune, adică o gâdilitură. Și vine momentul în care o să vedeți un film de groază. La fel cum o să treacă, probabil, în Jurassic World, o să treacă T-Rex prin spatele vostru și o să simți că o bate pe umăr. Sunt două sub tetieră, dincolo, sunt două zone unde efectiv sunt jeturi de aer. În tetieră există un, iarăși, un nozzle, nu știu cum se spune, orificiu prin care iese, e stropi. Bine, poți să dezactivezi apa, eu n-am dezactivat-o, îmi place prea tare senzația. Oricum e cantitate foarte mică de apă. Pentru senzațiile acelea de viteză, iarăși avem jeturi de aer din față, avem iarăși apa atomizată care vine spre față și ne stropește când se întâmplă ceva acolo. Apoi mai sunt mirosurile, mai vântul. Ați văzut ventilatoarele acelea mari de sus? M-am documentat inclusiv în legătură cu ele. Pornesc instantaneu și sunt în stare să oprească instantaneu și au un debit atât de mare de aer, fiind silențioase. Pentru că, de asemenea, 4DX este despre senzații, dar nu vrei ca în momentul în care este o scenă mai liniștită să auzi jeturi de aer și tot felul de motoare electrice care acționează scaunele. Sunt perioade destul de lungi în care în film se poate să nu se întâmple nimic. Sunt proiecții la care, într-o sală 4DX, s-ar putea să nu se întâmple nimic, să nu simțiți mare lucru. Dar s-ar putea să vedeți Mad Max și să fie o experiență cap-coadă. Trebuie să mai spun ceva despre sunet. Cam același sunet e în toate sălile și acolo. Și se aude iarăși foarte bine. Dolby 7.1, iarăși un sunet de foarte bună calitate, niște monitoare de la QSC. Practic, cam asta ne poate oferi în acest moment industria pentru a avea o experiență completă de cinema. Și asta mă fascinează. Pentru că acasă, da, pot să văd un film dacă vreau, dar pentru un Mad Max, pentru un Jurassic World, pentru Terminator, pentru, nu știu, Jocurile Foamei, cu siguranță voi veni la cinema. Și cred eu că cinematograful are, din punctul ăsta de vedere, un viitor asigurat prin tehnologie, iată, că vorbim din nou despre tehnologie. Dar asta este tehnologie foarte sofisticată, foarte multe bucăți, care până la urmă, pentru oameni, nu înseamnă nimic. Și știți de ce? Pentru că nimic nu trebuie să știe că dedesubt sunt tancurile alea de apă, pompe, ventilatoare, cui îi pasă? Ei și-au pus ochelarii, s-au așezat în scaun, s-au uitat la un film și despre asta este vorba. Venim la cinematograf pentru o experiență. Pentru acele două ore în care ne simțim bine alături de alții, cu care împărtășim o experiență. Asta este, în opinia mea, 4DX și vă încurajez să veniți să vedeți filme în sala asta, dar uitați-vă cu atenție la disclaimerul de început și vă mai vând un punct, veniți odihniți. Mai ales la Mad Max. Eu am venit un pic obosit și e foarte intens. Sau poate că vreți să fie și mai intens, nu știu, după gust. Cam atât aș vrut eu să vă zic. Dacă mai lăsai aici... Dacă avem și întrebări... Eu mi-am umplut creierul cu toate informațiile posibile, așa că sunt pregătit să iau tot felul de întrebări. L-am interogat vreo două ore pe directorul tehnic, astfel încât
Să știu aproape orice. Păi și acum te mai distrezi când te uiți la un film 4DX după ce mai știi mult tot. Da. Tu ești altfel de revânt, altfel de spectator. Pe la 4 ani aveam o cutie mare de bucățele de jucării, n-aveam niciodată jucării complete. Păi îți înțeleg de ce. Eu sper că al meu să învețe să le și pune la loc, să nu rămână așa. Pe vremea aia nu-mi ieșea, să știi. Acum între timp le mai repar. Mulțumim frumos, George. Nu sunt întrebări. Oricum, este fascinantă această tehnologie și ce se întâmplă. Eu, personal, când am încercat, am zis, nu o să mă dea pe spate. Și a dat la propriu și la figurat. Exact, a fost total neașteptat și foarte frumos. Mulțumim exact. Frumos, vă rog aplauze pentru George. Continuăm cu companii, vază, companii care ne sunt mereu alături. Și avem aici un director de marketing de la Avon România. Pentru cine știe proiectul cu schimbul de director de marketing, Tudor Galoș, care este director de marketing la Microsoft, a fost în proiectul schimb de director de marketing organizat de revista Biz pentru o zi director de marketing la Avon. Echipa de acolo l-a așteptat cu rujuri, cu oje, cu de toate. L-a pus să aleagă cel mai frumos roșu, adică cum a ieșit? A fost bine? Foarte bine. A fost bine? Este și aia o inovație, nu? Pentru că vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Te rog și pointerul. Mersi. Și dragă Tudor, succes. Ok, mersi tare mult. Bună ziua, numele meu este Tudor Galoș, sunt Consumer Marketing Manager la Microsoft România și într-adevăr a fost pentru o zi director de marketing la Avon. Sunt deja de 12 ani în această industrie și încep să mă gândesc la pensie. Întrebare, câți dintre dumneavoastră deja vă gândiți la pensie? Ei, a fost pusă această întrebare de un manager de-al nostru din zona de consumer care a spus, ok, în 5 ani mă pregătesc să mă pensionez. Pentru simplu motiv, omul neavând, bineînțeles, fiind de vârsta noastră. De ce? A văzut un documentar când niște copii din Africa au primit niște tablete și undeva între ori instalaseră vreo 50 de aplicații pe care le foloseau la maxim. Și în acel moment și-a dat seama, ok, acel digital divide deja nu mai e digital divide. Da, lucrurile se schimbă cu o viteză foarte mare, astfel încât noi am ajuns la un concept care se numește darwinism digital. Mai țineți minte conceptul darwinism, da? Survival of the fittest. Cel care este cel mai puternic supraviețuiește. La ora actuală, cred că vorbim de o chestie puțin diferită. Societatea și tehnologia evoluează mult mai repede decât noi putem să ținem pasul. Simțiți asta? Acum mici excepții, da. Apar tot timpul noi și noi tehnologii la care trebuie să ne adaptăm. Trebuie să ne adaptăm nu doar viața noastră de acasă, de consumator. Nu e mai simplu. E un device, înveți să-l folosești. Dar în special, tehnologia de business. În organizații. Și gândiți-vă la locul unde lucrați, la partenerii cu care lucrați, la clienții voștri, cât de reticenți sunt deseori în a adopta modalități noi, tehnologii noi, strategii noi. Cât de repede se schimbă lucrurile. Mai țineți minte Kodak? Da. Kodak în 97 era evaluată la 28 de miliarde de dolari. Peste 15 ani Kodak cerea protecție la faliment. 15 ani. Da? Vorbim de Kodak. Și gândiți-vă la câte alte companii producătoare de filme pentru fotografii, de fotografie, etc., nu mai sunt printre noi. Chestia asta, cred că o simțiți. Cei care sunt în marketing, în agenții, în departamente de marketing, sau pur și simplu inovatori, o simt. Vii cu o idee nouă, inovativă, hai să o facem. Spune-mi, te rog, unde s-a mai făcut și ce rezultate? Păi nu, că e nouă, nu s-a mai făcut. Totuși, nu, că dacă nu... Nu există un best practice în spate, nu mă pot risca. Practic, question everything, în special asta. Dacă nu s-a mai făcut la fel ca până acum, Foarte mulți merg din inerție. Foarte multe companii au inerție, într-adevăr, foarte sănătoasă. De ce să schimbi un lucru dacă el funcționează? Microsoft la ora actuală trece printr-una dintre cele mai mari transformări. Devenim o companie cloud first, mobile first. Da? Dar nu am să iau neapărat exemplu Microsoft. Da?
Microsoft, când te uiți pe cifre, este o companie care merge într-adevăr foarte bine. Dincolo, și brusc a venit deodată un CEO nou și zice Cloud First, Mobile First. Bineînțeles că peste tot și în analiză zic, bă, dar de ce să schimbați? Mă uit la sănătatea companiei, merge. Da, merge acum. Dar peste 15 ani unde vom fi? Și așa trebuie să te gândești. Unde va fi tehnologia? Acolo trebuie să-ți arunci zarurile. Bineînțeles, depinde și cât de bine o faci. Practic, nu trecutul ne ține pe loc, ci viitorul. Și modul în care noi îl tratăm astăzi. Da? Modul în care noi astăzi investim în acest viitor. Nici viitorul nu mai e ce a fost. Da? The future is not what it used to be. Cine mai ține minte chestia asta? Câți dintre voi recunosc filmul? Back to the future. Back to the future. Mai țineți minte Back to the future? Mai țineți de că, de fapt, era vorba acolo de anul 2015. Acum. Cum era atunci privit 2015? Da? Mai țineți de încă nu s-a inventat skateboardul ăla care să fie magnetic. Ăla mi s-a părut în filmul ăla cel mai cool. Da? Cu toții care am așteptat acea chestie. Și mașinile care să zboare. Dar era o viziune. Întrebarea este cât de bine știm să forecastăm și să previzionăm. Ideea este că viitorul încă nu este scris. Acum facem noi acest lucru. Practic, marea majoritate a CEO-ilor, da, cred că tehnologia este cel mai important factor extern ce îți influențează în sine o modul intern în care organizația este aranjată. Modul în care arată ADN-ul organizației. Până acum era competiția, structura pieței, criza, etc. Nu. La ora actuală este tehnologia. CEO-i și manageri agrează acest lucru. Frate, este tehnologia. Da? Însă, lumea nu este pregătită. CEO-i recunosc, da, faptul că nu sunt pregătiți pentru ceea ce urmează să vină. Pentru ceea ce vine. Pentru modul în care tehnologia este la ora actuală proiectată, este făcută. Noile concepte tehnologice pur și simplu vin peste ei și nu știu cum să le trateze, cum să se lovească de ele, cum să folosească tehnologia în avantajul lor. Da? Iar cel mai mare blocker nu sunt fondurile, așa cum ați crede, ci chestia asta. O lipsă de urgență. E ok, mă. Da, mă, vine. Avem timp. Avem timp. Vine softul ăla nou. E ok. Cloud-ul. Mai încolo, mai încolo. Dar stai, mă, dar uite-te că tehnologia asta cloud îți reduce costurile, nu mai ai servere în firmă, nu mai ai chestiile la marcă pe care plătești tu 1000 de euro pe lună, nu, dacă pică curentul, nu-ți pică serverul, îți mai mergi, bă, ușor, ușor, ușor. Uite, mai ai aici o cafeluță, nu, da? Lipsește această urgență, da? Și totuși, în jurul nostru, lucrurile se întâmplă. Companii cu nume mari, și ați văzut, de exemplu, Kodak, companii cu nume mari dispar, pentru că nu se pot adapta la ce este nou. Și aici nu vorbesc numai de tehnologia fizică, da? De server, de cloud, de calculatoare, tehnologie, de software, ci și de abordările noi de marketing, de business, de sales. Apar zilnic noi tehnologii disruptive care vin și schimbă complet modul în care lumea funcționează. Gândiți-vă, chiar citeam acum câtă panică a putut să provoace în București venirea Uber. Câtă panică, câtă pasiune, taximetriști care amenință cu bătaia șoferii de Uber, în Parlament apare o lege cu dedicație. Da? Serios, este o chestie atât de disruptivă și care a prins un asemenea avânt, încât peste noapte parcă s-a schimbat. N-a luat decât o lună de la lansare. Când a apărut Uber, am zis și eu așa, mă rog, după 12 ani de corporație, ok, o să aibă o creștere frumoasă, va fi, nu se va vorbi foarte mult de el, bă, naibă, a explodat. Apropo de asta, marketeri. Cum, modul în care tratăm noi marketing? Până acum, chestiile astea sunt două de tipologii de personas. Da? Cei din advertising marketing știu, personas. Nene, arată la fel. Sunt născuți în 1948 în Anglia, s-au căsătorit a doua oară, au doi copii, are mare succes în business, este bogat, da? Își petrec vacanțele de iarnă în Alpi și le plac câini. Teoretic,
Ei targeta cu aceeași campanie, nu-i așa? Mare parte zice, da, mă, asta este o campanie, se potrește la aia. Sau nu? Sau nu? Ideea este că la ora actuală în profilarea clienților, în profilarea de marketing, în CRM, intervine partea socială, da? Social marketing. E total altceva, da? Când vorbim de social marketing, deja vorbim de total altceva. Și multe companii deja o fac. Prima dintre ele, cine este prima dintre ele care o face? Excelent! Facebook. Folosește toate datele pe care noi le introducem de bunăvoie, toate pozele, pentru a crea niște oferte personalizate mai bune pentru a face business. Și Google, toți cei care au aceste date pot să creeze informații pe baza lor. Generația C. Știți care este problema a marketerilor? Noi încercăm să captăm atenția unei audiențe care are audiența lor. Chestiile astea pe care le vedeți aici, da? Am lăsat. Ecranele alea sunt folosite să-și creeze audiență. Omul trage poze, le pune pe Instagram, le pune pe Facebook, da? Le pune peste tot și era audiența lui. Pasiunea aia, ați auzit-o la adolescenți. Nu mi-a dat destule like-uri. La proasta aia a dat mai multe like-uri decât mie. Și plânsete, tragedii, drame. Da? Această audiență are audiența lor. Cum gândim noi mesaje pentru ei? Astfel încât ei, la rândul lor, sunt un ecou al mesajului nostru. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că calea clasică de business a schimbat. Petrecerile, așa cum le știam noi, nu mai sunt. Da? Merge acum în club, îi vezi pe toți cu telefonul. Stai și tu te întrebi. Și mi-amintesc cum făceau părinții mei, bunicii mei. Bă, pe vremea mea nu era. Mă, cam așa stai și noi. Mă, pe vremea mea parcă ne distram altfel. Dar acum asta este foarte relevantă pentru această nouă generație. Pentru această generație C. Da? Practic, trebuie să gândești la fel precum clientul. Asta este regula de bază a marketingului, da? Gândești precum client. Dar asta este o generație always on. Da? Un exemplu. Ce chestie cool! Da? Îmi pot folosi camera astfel încât să continui să dau mesaje fără să mă împiedic, fără să-și pic pe jos. Da? Atenție! Cât de mult avem atenția acestei generații? Da. Cât timp credeți că ia unui adolescent să se concentreze asupra temei înainte de a smuta pe altceva? Nu, tema de casă. Hai că dacă nu fără 3 secunde, da. Nici chiar așa. N-ar mai face nimeni teme. Hai să fim mai optimiști. 6 minute. Atât avem. Da? Și atenție, tema e o chestie care, de care depinde note, viitorul lui, etc. 6 minute se poate concentra în medie. Înainte de a sări pe un Facebook, pe un laptop, pe ceva. Da? Dar este timpul nostru acum. De ce? Practic 67% la actuale din drumul clientului este digital. Drumul clientului este acel path to purchase, cum îi zic americanii, da? Calea până la achiziționat. E 67% din ea este digitală. Mai țineți minte chestia asta? Asta, mă rog, asta era legată de IT. Cum funnel-ul clasic de marketing, ăla care încă se învață la școală, da? Funnel-ul real e cam așa. Ei, Un profesor foarte inteligent de la Kellogg's Business School, pe care îl stimez foarte mult, Mohan Soni, a venit și a luat chestia asta care e foarte miștocară și a creat o știință în jurul ei. Și anume drumul clientului conectat, care este o chestie analizată. Am mai prezentat-o și în alte sesiuni. Ce se întâmplă aici, practic? Ceea ce vedeți aici este o cale circulară prin care clientul tot timpul se află în bucla de achiziție. El, după ce cumpără un produs, să zicem, în continuare poate să devină un evanghelist pentru acel produs sau, dimpotrivă, un detractor, influențând la rândul lui. Poate să mai achiziționeze alte chestii pentru acel produs, dar el tot timpul se află în această buclă. Nu se află într-un funnel, da? Clientul intră și iese în această buclă și în această buclă are disruptori. Vedeți parte de brand interaction, word of mouth, zone în care el îl influențează, aude un zvon, apare pe un site, o chestie negativă, să zicem, legată de o formație, legată de un produs. Zice, băi, nu mai, fir ar să fie, ia uite la astea ce bulangii, nu cumpăr. Dar de-a naibii nu cumpăr, m-am supărat, m-a influențat. În orice moment poate să apară o disrupere.
care este frumusețea? Noi, ca marketeri, trebuie să fim conectați în toată chestia asta. Da? În tot ceea ce vedeți aici, noi trebuie să fim conectați. Să avem mesaje, să avem mod în care tratăm, în care răspundem proactiv, reactiv la acest stimul care apare în piață. Multe companii zic, da mă, eu am controlul campaniei de marketing. Nu, nu ai. Campania ta de marketing se vârte și în această buclă. Dar apar tot timpul disrupere. Important este cum răspunzi la ele. Practic, trăim într-o lume în care oamenii emit ceea ce vor să vorbească și așteaptă informații despre ceea ce vor. Da? Și 90% din companiile de marketing parează pe content, de companiile de B2B, parează pe un content de marketing. Da? Producție de conținut, engagement. Da? Dar mai puțin de jumătate se simt ca o eficiență în acest sens. Content marketing este ceva foarte frumos pe hârtie. Ok? Important este cum o faci calitativ. Ținem cont de faptul că noi tot timpul trăsim conectați la bucla aceea în care se învârt clienții. Practic, ceea ce o să se întâmple în perioada următoare va fi asta. Marketingul și IT-ul se reunesc tot mai mult, apărând o știință undeva la mijloc. IT marketing. A fost sădincă tâncă de pe acum 15 ani, de când internetul a început să evolueze, să intre broadband-ul. Lumea a început să comunice. Pe acele forumuri BSB, după care pe forumuri, după care pe rețele sociale, pe High Five, pe Facebook. Și brusc lucrurile s-au schimbat. Tehnologia devine, în schimb, mult mai integrată cu marketing. Și vorbim aici de concepte noi, de gen real-time marketing, artificial intelligence. Da? Practic, răspunsuri automate date de către mașini care îți identifică modul în care tu ești, îți place sau nu îți place de un produs. Și mașina poate să decide în acel moment să trimită un răspuns, să modifice anumite chestii. Sunt companii, nu îmi permit să zic numele lor, dar îmi permit să zic ce fac. Magazine online, foarte mari, care schimbe de până la 6 ori pe zi prețul unui produs, monitorizând în timp activ ceea ce se întâmplă în restul pieței. Și are un algoritm de inteligență artificială prin care la un anumit produs sunt monitorizați competitorii și în funcție de asta mașinile iau decizia de a crește sau de a scădea prețul. Pentru a rămâne competitivi. Da? Practic, cele două funcții se îmbină. Și este foarte important. Zisă chiar de cineva de la Motorola. N-am să insist foarte mult pe acest concept, deoarece vreau să vedem și cum tratăm inovația la Microsoft, foarte scurt. Practic, vorbim de o generație care este născută în era digitală. Da? Vorbim de o generație care nu să mai intre pe anumite site-uri, da? Gen Via Michelin, cum făceam pe vremea. Cum ajungem în Grecia? Ii mergem pe Via Michelin, tipărim toată harta, tipărim exact ruta cu pașii și gata, mă urcăm în mașină și merge. Sperăm să nu fie un detour sau ceva să pierdem drum. E, acum habar n-au ăștia cu mici cum se face chestia asta. Ia GPS-ul, te duce drum bun. Da? Cel mai important, culture eats strategy for breakfast. Da? Vorbim de o cultură care s-a dezvoltat, da? O cultură a internetului, o cultură a erei digitale, o cultură a inovației. Și fiecare companie, în acest moment, trebuie să-și creeze o cultură a inovației. Ceea ce putem noi să facem este să spunem, să vă spun foarte rapid cam cum tratăm noi inovația. E un proces foarte complex, da? Dar avem tehnologia în spate care să ne ajute, da? Și ați descriu câteva concepte, da? În primul și în primul rând, trebuie să ai oameni. Asta este condiție sine qua non. Trebuie să ai oameni. Oameni inovativi. Oameni deschiși. Oameni care să lucreze în echipă. Oameni care să poată să colaboreze foarte bine cu medii externi. Asta nu este doar o vorbă. În Microsoft suntem evaluați în acest mod. 1. Performanțele tale proprii. KPI-urile tale. 2. Impactul pe care tu ca persoană l-ai avut în alte grupuri de business. Tu ce ai făcut pentru alții. Și 3. Asta este firea să fie chiar dificilă. Ce ai importat tu de la alții? Ce ai învățat tu de la alții și ai aplicat tu în grupul tău? Modul în care tu ai lăsat pe alții să te influențeze pe tine. Da? Astea ultimele două sunt niște chestii foarte de soft skills, dar îți permit să deschizi o cultură a inovației. Prima dintre ele este chestie pornită de Bill Gates, se numește Think Week. Da? Practic este o săptămână în care lumea vine cu idei. Da? Aia o săptămână pe an, veniți cu câte idei puteți. Da? Pentru că după aia ele sunt filtrate.
segerează în jur de 300 de lucrări, îmbunătățește colaborarea, moralul angajaților, cine se implică în chestiile astea, da? Poate să lucreze exact pe acest concept de Think Week, da? Vii o idee, ți-o piciuiești, poți sau nu să primești resurse, oameni și să începi să lucrezi, da? The Garage. The Garage este, înseamnă un concept foarte fain, așa cum zice și numele, este în ghilimele ca un fel de garaj în care de asemenea se generează idei. Idei de startup-uri, da? Startup-uri interne, idei noi, tehnologii noi, ok? Așa au apărut foarte multe dintre ultimele noastre tehnologii și deschiderea pe care o vedem. Gândiți-vă, Microsoft astăzi a anunțat preview unor aplicații de Office pe Android, da? Acum vreo 2 ani nu ne puteam închipui așa ceva. Office pe iOS, Office pe iPhone, Office pe iPad, Office pe telefoane Android, Office pe tablete Android. Acum vorbim proactiv de chestiile astea. Facem demo-uri pe Android. One Week. One Week este una dintre cele mai cool chestii aduse acum, în perioada lui Satya. Cel mai mișto este acesta, Hackathon. Hackathon, așa cum îi spune și numele, este o zi, un weekend, în care practic angajații Microsoft, de oriunde, sales, marketing, development, orice, pot să scrie aplicații. Pot să scrie aplicații. Vii cu o idee cât mai nebună, îți faci o echipă și faci aplicații. În România avem deja câteva echipe de tineri care au făcut niște aplicații premiate la nivelul Eastern Europe. Una dintre ele, legată de îmbunătățirea orașului digital, este acum foarte vizibilă în interiorul companiei și foarte în curând vom vedea și o implementare. Suntem foarte mândri de ea și de colegii mei, foarte tineri, toți sub 25 de ani, cred 25-26 de ani, da? Și o să vedeți o implementare foarte cool. Ideea este să ai chestia asta făcută programatic. Și totul să fie parte unui proces repetitiv, foarte structurat, da? Chestiile astea le găsiți tot timpul și pe internet, dar e important să creați această cultură a inovației, unde totul începe de la o viziune, da? Cum envizionezi, unde vrei să ajungi, după care începi partea de engagement, colaborări pe idei, dezvoltare de idei, se filtrează anumite idei, apar altele și într-un final totul ajunge la o aprobare, ceea ce înseamnă să primești buget, oameni, resurse, etc. și la partea de execuție și implementare, da? Ceea ce este important este ca să avem structurat ceea ce facem. Și am să închei prezentând o tehnologie care la ora actuală se află în noul Microsoft Office, pe partea de servere, da, în Office 365, Innovation Hub. Așa cum îi spune și numele, este un hub ce îți permite să gestionezi proiectele inovative. Echipele per proiect, resursele per proiect, documentele de proiecte și să ai un forum, inclusiv cu element social, care să-ți permită să gestionezi inovație. Asta este dedicat unor companii medii și mari, care, unde pot să aibă multe idei. Ideea în sine este că, indiferent de compania din care faceți parte sau cu companiile cu care lucrați, întotdeauna încercați să creați această cultură a inovației. Pentru că, așa cum am spus la început, trăim într-un darwinism digital, tehnologia ne-o ia înainte și trebuie să știm foarte bine modul în care putem să utilizăm într-un scop competitiv, da, în avantajul nostru, și tehnologiile curente, dar și cele care urmează să apară. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc, Tudor! Mulțumesc pentru ritmul alert! Te-am observat! Vă rog dacă aveți întrebări pentru Tudor Galoș. Te rog! Tudor, foarte faină prezentare! Am o problemă cu funnel-ul ăla de la final, unde trebuie să mă lovesc de approval. Și atunci când creezi această cultură organizațională de a crea idei, de a face start, de a crea micro-startup-uri în interiorul unei companii mari, totul sună bine până la approval. Cum faci să treci de approval cu ideile care cu adevărat pot dizrupe? Pentru că dacă te duci la approval într-o organizație established, care există deja și care, cum ziceai și tu mai devreme, dacă merge, de ce să o schimbi, cum faci să treci de acel, să pui un om în locul potrivit sau să schimbi o procedură astfel încât omul ăla să nu fie o barieră, să fie o barieră care se ridică suficient de des. Asta e prima. Și a doua, cum vezi și potențialul de eșec, cât de util este în tot circuitul? Pentru că, și, din câte înțeleg, vreo două eșecuri sunt recomandate până la succes.
Foarte bune întrebările, George. La prima o să răspund, depinde de compania în care activezi. Există partea acel concept de intrapreneurship, dar și de antreprenorship. În partea de antreprenoriat, Microsoft a învățat foarte mult. Dar lucrând cu antreprenori, avem programe pentru antreprenori de finanțare, de resurse, de sunt implementate chiar și în România aceste programe și funcționează chiar foarte bine. Noi am învățat foarte mult din această cultură de antreprenoriat și cât de notă disruptivă. Faptul că procesele nu funcționează. Și atunci am adoptat și noi, în cadrul unor departamente interne, acest lucru. Practic, ca să treci de un approval, că tot până la urmă și în antreprenoriat și intraprenoriat, ajungi la cineva care este gatekeeper-ul resurselor, da? Trebuie să-l convingi. Într-un final, e o chestie care ține de presentation skills, de pitch, pe care trebuie să-l obții. Să convingi acel om că există o valoare de business în ideea ta. Asta este răspunsul la prima întrebare. Deci, întotdeauna identifici calea de succes, este să identifici cine este gatekeeper-ul și să începi să-l pitch-uiești, da? Iar la a doua întrebare, eșecurile sunt recomandate. Din nou depinde de cât de deschis este compania. Noi în Microsoft le tolerăm în sensul în care învățăm din ele și în niciun caz, adică, bine, să nu faci tâmpenima, da? Să pui poze sau ceva pe internet cu nebunii, dar este ok să greșești în Microsoft. Adică, și aceasta este o cultură pe care o avem de vreo, deci eu, de când am intrat în Microsoft din 2003, da, este ok să greșești. Dacă ai înțeles care a fost greșeala, ai tras învățăminte, este foarte ok. Și similar și aici, important este să înveți din acea greșeală, să o transmiți mai departe, adică să există un knowledge base. De anumite chestii care nu au funcționat, ceea ce este evident că nu au funcționat, și ceea ce ar putea să funcționeze. Adică key learnings. La fiecare inițiativă pe care noi o facem, avem niște key learnings. Deci este absolut perfect ok. Și ceea ce este important, societatea românească, acum depinde și ca și o cultură. Noi am fost învățați în școală, mă, dacă greșești, puneți cenușa în cap, este cea mai mare rușine și foarte multă lume, observ, nu pune întrebări sau nu se aventurează exact din teama asta de a greși. Este absolut perfect să greșești, nu este sfârșitul lumii să greșești, important este ce ai învățat ca să nu repeți greșeala. Dar cum te întorci cu al doilea eșec la gatekeeper și ce bani a doua sau a treia oară? Din nou, dacă totul... se poate scurt. Da. Foarte pe scurt, răspunsul este, din nou depinde de presentation skills. Dacă tu demonstrezi gatekeeper-ului că tu ai înțeles unde ai greșit și unde nu vei greși, este absolut ok și gatekeeper-ul va fi destul de deschis. Mersi. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Igor. Următoarea prezentare, am să-l invit pe domnul Emil Constantinescu de la Enel Distribuție. Mulțumesc frumos și bine ați venit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este foarte dificil între IT-ști, între telecomunicații, între lucruri atât de cool cum sunt cele din de această zonă. Venim și noi cu partea de industrie energetică să prezentăm câteva lucruri interesante care se întâmplă în această industrie. Astăzi deja am învățat un lucru, faptul că parte din business case-ul pentru a alege o soluție cloud stă și faptul că există sau nu alimentare în zona respectivă sau sunt incidente de rețea. Am reținut acest aspect. Dar totuși sperăm să vă convingem astăzi faptul că acele biasuri care sunt legate de industria energetică, și anume că este o industrie oarecum statică, da? Lucrurile se întâmplă de 100 și ceva de ani cam în aceeași manieră, există un generator, există o rețea, există un client final și cam asta e tot. Ei bine, lucrurile, evident, o să vedeți, nu stau chiar așa. Astăzi voi încerca să vă iau cu mine într-o călătorie 4DX, dacă tot s-a menționat astăzi, în acest domeniu. Dacă sunt foarte, foarte multe lucruri interesante, foarte multe lucruri care se schimbă, este o foarte mare accelerație și în această zonă, o accelerație pe care o datorăm în foarte mare măsură și evoluție tehnice care există în IT și telecomunicații. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Pe de altă parte, se mai petrece un fenomen interesant și dumneavoastră vă schimbați, așa cum a și fost prezentat anterior. Acasă, device-urile pe care le aveți devin digitale. Aveți televizoare digitală, aveți echipamente digitale, percepția noastră față și acea dependență pe care o aveți față de echipamente este din ce în ce mai mare, astfel încât resursa primară, energia pentru a alimenta toate aceste device-uri, devine din ce în ce mai pretențioasă și dumneavoastră, pe bună dreptate, din ce în ce mai pretențioși, cu calitatea energiei care ajunge în casele dumneavoastră. Am un titlu destul de, n-aș putea să spun chiar bombastic, dar aș vrea totuși să vă captez atenția cu el. Sper că am reușit în oarecare măsură. Big Bang. Big Bang în sensul se întâmplă deja niște lucruri,
și se întâmplă la o scară foarte mare. Deci, tot ce o să vedeți astăzi este, evident, legat și de România, dar se leagă în general cu ceea ce se întâmplă în Europa și în lume. Un alt aspect este ceea ce v-am spus anterior, o rețea modernă, un sistem modern. Și o să vedeți că, practic, energia devine doar un motiv pentru IT și tehnologie de a intra în, în această industrie. O să încep foarte scurt prezentarea grupului Enel. Este un grup industrial foarte mare în domeniul energetic. Probabil că noastră îl cunoașteți foarte bine, nu aș vrea să insist foarte mult. Ideea este că suntem prezenți pe 5 continente, avem colaborări și tipuri de industrii foarte diferite pe care le susținem. De la distribuție, furnizare, generare, trăieți și așa mai departe. Deci o întreagă paletă de servicii în domeniul energetic. Prin faptul că suntem prezenți în 5 continente, practic avem o mare provocare care trebuie să-i facem față, și anume cultura care există în acele zone, realitatea tehnică care este în acele zone, specialiștii și reglementările care sunt în acea zonă. Noastră știți foarte bine că partea de energie, în mod special, este reglementată și ați auzit și auziți mereu la televizor de ANRE și ce mai de ANRE-ul și ce reglementări mai sunt și așa mai departe. Și toate aceste lucruri sunt pentru o mare provocare, pentru că dorim, practic, să avem soluții care să funcționeze peste tot și, practic, avem soluții care să funcționeze peste tot. Și, mai important, avem acest specialist, această inițiativă pentru modernizare, pentru optimizare și, nu ne ferim să spunem, pentru inovație, care există pretutindeni în lume, există specialiști din China, există specialiști din România, specialiști din Brazilia, specialiști din Peru, Chile și așa mai departe. Cu toții vin la lucru, așa cum e și normal, pentru a-și face treaba, dar mai ales pentru a îmbunătăți lucrurile care sunt. Și la un moment dat, Enel a avut de înfruntat un astfel de fenomen. O multitudine, o cascadă de inovație, odată ce a apărut și IT-ul și s-a accelerat această introducere a dispozitivelor digitale, legate de soluții care pot fi îmbunătățite, astfel încât, așa cum ați văzut și mai înainte la Microsoft, s-a creat încet, încet și la un moment dat a devenit un instrument de lucru curent, o platformă în care colegii noștri din toată lumea pot descrie idei, soluții, proiecte pe care le-ar face, experiențe pe care doresc să le împărtășească cu alți colegi pe diferite teme. Este o platformă extrem de complexă, pentru că există o multitudine de domenii care trebuie supervizate și care sunt la dispoziție. Este o bibliotecă enormă. Cu ajutorul colegilor din IT, practic s-a creat o anumită inteligență pe care cineva care vrea să consulte astfel de baze de date și un astfel de baze de date de informație, dacă vreți, este disponibilă către colegii noștri, astfel încât oricine poate să-și vândă, dacă vreți, ideea atât către compania la care lucrează, dar, de asemenea, și către colegi din toată lumea. Asta a făcut cumva o emulație, a creat o accelerație, a creat un spirit al proprietății idei, pentru că, până la urmă, a fost și o problemă de, dacă vezi, democrație. Fiecare a avut posibilitatea să-și promoveze ideea, fără ca ideea să devină altcuiva, dacă vezi. Da? E o practică nu foarte corectă, dar se mai întâmplă. În felul acesta, practic, ideile au fost transparente, intră pe un proces similar, cum a zis și Microsoft, de evaluare, astfel încât unele dintre ele ajung la final, pentru a fi implementate pe termen scurt, mediu și lung. Și pentru a vă arăta faptul că tot acest efort, toată această informație, toată această experiență care se acumulează în atâtea locuri din lume, nu rămân fără urmări, dimpotrivă, devin sisteme reale, devin sisteme foarte complexe, care schimbă cumva fața industriei, aș vrea să vă arăt această poveste, dacă care vedeți că începe în anul 2000. Dacă vezi, din punct de vedere IT, este un fel de Jurassic, da? Să ne întoarcem back in time în Jurassic, da? Jurassic Park. În anul 2000, concepte pe cum smart meter, smart grid, digitalizarea rețelei, automatizări, da? Erau niște concepte care nici măcar nu erau inventate. Puteți vedea pe Google, smart meter e un concept mai recent, înseamnă contorizare inteligentă, smart grid înseamnă rețea de energie inteligentă, da? Și se leagă în special de partea de informatică.
Dar în anul 2000 deja începea digitalizarea rețelei. În anul 2000 s-a început în Italia, a fost o decizie foarte curajoasă, foarte vizionară, implementarea contorului inteligent, un contor care practic nu este altceva, să nu vă închipuiți că un contor inteligent este un device IT care comunică TCP/IP exact ca orice alt device pe care dumneavoastră utilizați acasă pentru partea informatică. Și această prima bază care a însemnat contorul inteligent a creat informații pe care distribuitorii mai departe au putut să o folosească pentru a-și gestiona rețeaua într-un mod optim și a deschis calea către implementări mult mai interesante, cum este cea de Active Demand, care înseamnă implicarea clienților a pieții în decizii cu privire la felul în care energia este folosită, felul în care energia este creată, felul în care energia este folosită. Nu uitați că energia este instantanee, da? Dumneavoastră acasă aprindeți lumina și asta e. Energia trebuie să fie disponibilă. Ăsta este practic motivul pentru care, în mod special, industria energetică include atât de mult sisteme, include atât de multă informatică, tocmai pentru a livra suficientă energie când trebuie și în modul cel mai optim. Nici prea multă energie nu trebuie să fie folosită pentru că atunci se pierde, nici prea puțină pentru că atunci nu ajunge la dumneavoastră. Și toată această mică paradigmă, practic, creează această necesitate pentru înducerea de sisteme foarte complexe. Puteți vedea 35 de milioane de contoare instalate în anul 2007. 35 de milioane. Este o cifră enormă. Este în continuare cel mai mare proiect de acest tip pe plan mondial și, vă repet, terminat, finalizat în 2008. Ce a creat? Foarte interesant, ulterior, cum vă spuneam, a creat această emulație, această posibilitate a clienților și a pieții de a intra, de a fi activ în felul în care energia este produsă, felul în care energia este consumată. Fiecare a avut posibilitatea, s-a trezit, practic, în poziția de a fi la fel de activ în piață, așa cum sunteți în domeniul telecomunicației sau în domeniul IT. Fiecare a putut să-și aleagă de la cine să primească energie, felul în care să o consume, dacă un tarif să fie de un anumit tip sau de un alt tip, așa cum dumneavoastră vă negociați tarife cu operatorii de comunicații, așa se întâmplă în mod curent, deja, în foarte multe țări din Europa și în special Italia și Spania, unde Enel este prezent și una are 50 de milioane de contoare instalate. Și care au devenit un bun comun. Da? N-aș vrea să vă spun decât că în România deocamdată suntem la început, este un proiect pilot sub umbrela ANR-ului, care începe anul acesta, deci primul pas s-a făcut, urmează să se întâmple niște lucruri, dar deja 1 milion de români folosesc astfel de sisteme și mă refer la românii din Italia și Spania. Eu vin dintr-o provincie istorică care, din nefericire, își petrece foarte mult timp în afară. A început așa o migrație foarte mare. Mă refer la, evident, românii din Italia și Spania. Și au fost, aflând că lucrez la Enel, ok, păi și aici sun la call center să schimb tariful, sun să pun mai multă putere, sun să am nu știu ce serviciu. Da, vei putea face asta când? În momentul în care toată această infrastructură pe care Enel, în mod foarte curajos și vizionar, în momente în care lumea încă nu înțelegea ce înseamnă acest lucru, l-a creat, toată această infrastructură a permis, practic, o multitudine de servicii. N-aș vrea să vă aduc aminte decât ce revizie avea tehnologia 3G la început. Foarte costisitoare, nu funcționează și așa mai departe. Cine este curios pe Google poate să vadă lucrurile astea. Cine poate astăzi să-și imagineze o zi fără 3G, fără streaming, fără internet 100 de mega și așa mai departe? Back in time, anul 2000, de cât discutam? De 128K, 256K, negociai cu RDS-ul sau cu altă companie, da? Cu Telecom sau cu alții. Și vedeți cum lucrurile se schimbă. Clienții creează această presiune pe piață, astfel că serviciile devin din ce în ce mai bune, clienții devin din ce în ce mai activi, iar noi vom livra serviciul cel mai mult. Tocmai ce vă povesteam. Deci nu e vorba de o schimbare de device-uri. Nu e vorba de un contor sau de un echipament care devine mai bun. Nu e vorba de o tabletă care a pus un procesor mai bun și iată, dintr-o dată s-au schimbat lucrurile. Nu. Este vorba despre toate aceste servicii care devin către dumneavoastră disponibile. Aveți posibilitatea să interacționați într-un mod mult mai profund, mult mai rapid,
mult mai convenabil pentru dumneavoastră cu industria energetică. Și cred că asta este cel mai important lucru pe care îl aduce această schimbare de tehnologie. Iarăși, aș vrea să vă arăt lucruri care se întâmplă deja. Nu vorbim despre to be. Da? Deja sunt dispozitive care sunt disponibile către consumatori, către clienți și le pot instala deja în casă. Este un conector, de exemplu, wireless. Vă puteți conecta fie printr-o platformă web, fie direct de pe un palmar sau de pe un laptop. Vă puteți consulta și comanda energia de pe contor sau de pe dispozitive de gestiune a energiei care sunt instalate noastre în casă. Toată comunicația se face prin PLC, este Power Line Communication, se întâmplă totul prin cablu, deci nu necesită niște echipamente sofisticate, nu necesită un conector suplimentar și așa mai departe. Lucrurile sunt extrem de simple din punct de vedere a integrării acestor dispozitive în rețeaua inteligentă pe care o aveți în casă. Faptul că această informație de energie vă devine foarte rapid disponibilă. Faptul că vă puteți controla ceea ce se întâmplă în casă într-o manieră extrem de simplă și de banală. Și iarăși aș vrea să vă prezint ceva care a devenit deja un bun comun. Toată lumea aude de electric vehicle, de stații de încărcare și mai departe. Enel are deja 10.000 de astfel de dispozitive instalate în toată Europa. Este un program foarte, foarte activ de instalare de astfel de puncte de încărcare. Sunt foarte multe orașe care cu adevărat se consideră inteligente sub aspectul gestiunii de energie. Asta vedeți acest concept, s-a pomenit și mai devreme. Oraș inteligent, ce înseamnă? Înseamnă că se autogestionează, înseamnă că există suficientă automatizare astfel încât foarte multe dintre deciziile care sunt legate de administrare să se ia singure și toată lumea privește acest lucru în special legat de energie. Da? Trebuie să vă gândiți că o simplă încărcare de mașină electrică creează în sistem o încărcare. Tot acest efort trebuie preluat de niște rețele care există. Aceste sisteme nu fac altceva decât să dea posibilitatea să creeze acea flexibilitate și comoditate către client, astfel încât să poată utiliza servicii cum sunt această legat de electric vehicle. Nu vă ascund faptul că există deja câteva inițiative în România, inclusiv Enel este implicat și probabil foarte curând veți vedea, vor deveni un lucru comun în București în următorii ani, astfel de puncte de încărcare cu energie electrică pentru autovehicule electrice. Yes. În București sunt deja câteva. Da. Da. Yes. Este una la universitate. Mai este una lângă Toyota. Intrați în parcare. Haideți să vă spun care este chestia cu... Nu, v-am spus că suntem în discuții cu Primăria București, atât cu sectorul 1, cât și cu Primăria Generală Capitalei. Este un proiect care deja este într-o formă finală, în sensul că ne apropiem deja de parte de contractare. Ideea exact asta este, să creeze aceste locații publice. Este un pic mai dificil... Nu, în sensul că ei și le-au creat, în sensul că ei și le-au ales deja. Haideți ca să dăm așa un pic mai pe direct. Există deja niște locații care s-au ales. Nu este atât de simplu cu ele, pentru că, într-adevăr, trebuie scoase din domeniul public, intră într-o formă destul de complicată birocrația, după care aș vrea să vă spun că sunt, până la urmă, și niște detalii absolut foarte par stupide, așa, dar sunt greu de gestionat. În primul rând, faptul că există un loc de parcare pentru încărcare nu îți garantează că acel loc de parcare îl vei găsi liber sau că va fi eliberat. Deci odată ce tu îți încași mașina, normal ar trebui, din proprie inițiativă sau fiind atenționat, să te duci să scoți mașina de acolo și să lași pe altcineva să... Da? Deci sunt foarte multe, de credeți-mă, este cea mai complexă implementare posibilă cea de electric vehicle, din mai multe motive. Și cred că vă puteți imagina, trebuie să fie disponibilă stația, trebuie să vă puteți rezerva și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri. Dacă vreți... Eu vă pot oferi un drum așa, un pic o viziune asupra proiectului, dar cu siguranță se vor întâmpla. Se vor întâmpla atât pentru că există deja acest potențial al pieții, pentru că producătorii de mașini, pe cum ați văzut și Renault chiar zilele trecute, a lansat deja mașina. Comunitatea Europeană împinge foarte mult lucrurile în zona asta, iar... Dacă spuneți ani, nu. Nu.
Trebuie să vă gândiți la 10.000 de stații, nu se vor instala într-un an de zile. Atât doar am să spun. Bineînțeles că zeci, sute se pot pune imediat. Asta nu e o problemă. Ceea ce noi, dacă mă gândim, dacă mă întrebați, ceea ce noi ne dorim foarte mult este să dăm acel confort utilizatorilor de mașini electrice, astfel încât să-și poată desfășura treaba în orașul București, fără să se gândească neapărat unde o să alimentezi dacă am o problemă de baterie. Și mai ales ne dorim foarte mult să puteți face un drum până la Fratelii Mamaia sau în orice caz litoral, cât și în Poiana Brașov, și să vă duceți și până în Brașov și ulterior, dacă se vor deschide într-adevăr acele celebre autostrăzi pe care le așteptăm și noi de foarte multă vreme. Adevărat că nu sunt stații, dar în primul rând cred că ne-am dorit autostrăzi. Ulterior ne dorim până la ieșirea din România să existe un traseu care să o permită în mod safe să ajungeți în Viena. Da? Și sunt proiecte deja europene, coordonate de Bruxelles, care au ca obiectiv acest lucru. Pentru că... Să vă rog să... Da. La aici sunt. Foarte, foarte rapid. Am depășit timpul. Am mâncat din cele de întrebări. Da. Așa. Iarăși lucruri care se întâmplă acum în București. Celebrii electricieni Dorel au devenit niște cyborgi. După cum vedeți, au tabletă, ajung pe teren, primesc din call center, trebuie să ajunge acolo, au hartă, au toate echipamentele care trebuie să le aibă la ei. Situația din teren totul este digitalizat. Încă o dată, lucruri care deja se întâmplă. Dacă nu asta acasă, ați văzut deja și când se citesc contorii, vin cu un aparat, cu fotografie și mai departe, da? Deci, ca să nu credeți că vă spun povești. Și în spate este iarăși o întreagă industrie, ți-am auzit de sistemele telecontrol și SCADA, care, în momentul în care există un incident în rețea, încearcă singure să repornească în câteva secunde, să realimenteze respectiva zonă. Și deja suntem foarte înaintați, este un proiect pe care iarăși s-a făcut în medie și în altă tensiune, în joasă tensiune deja este, cred că, spre jumătate. Legat de drone, iarăși foarte pe scurt, identificăm prin aceste imagini care sunt luate de drone posibile incidente în rețea. Este o tehnologie banală, se folosește multe lucruri, dar uitați acum s-a implementat și în energie și cu rezultate foarte importante pentru noi. Putem anticipa cu luni de zile înainte unde va apărea un incident, din schimbarea culorii de pe cablu. Da, unde apare căldura, acolo deja se vede un incident. Și ca să încheiem, poate chiar o să trec mai repede de acest slide, pentru că oricum o să vă spun de fapt care este viziunea noastră și care este credința noastră, pentru că până la urmă lucrurile astea trebuie să devină realitate. Și iată colegii noștri, de exemplu, acum în Milano, tot acest oraș Matrix, dacă vă amintiți, acea imagine Matrix unde energia curgea peste tot, da? Aceste lucruri chiar se întâmplă, da? Și la Expo Milano, colegii din Enel au construit un oraș, un smart grid, ei au făcut, bineînțeles, și lucruri reale, dar aici a fost posibil a fi prezentat, disponibil, oricărui vizitator să vadă cum un astfel de oraș funcționează. Este construit un oraș pentru 100.000 de locuitori, echivalentul unei 100.000 de locuitori, pentru că deja relevant, sub aspectul complexității, în care lucrurile se întâmplă așa cum v-am povestit. Și în care toată lumea care a avut sau nu conexiune cu energia poate să vadă cum funcționează o astfel de automatizare, cum funcționează aceste sisteme IT și de telecomunicații cu implementări în energie. Și cât de interesant este să vedeți cum se schimbă lumina, căldura sau, din potrivă, trebuie făcut răcoare în funcție de ceea ce este de câtă lumea este prezentă în sală, de tipul de prezentare și așa mai departe. Totul se întâmplă automatizat. Când domnul Buchnici, de exemplu, vrea să prezinte și noi știm că sunt 300 de persoane care vor să-l asculte pentru că este de foarte mare interes și un mesaj foarte consistent din IT, sala se pregătește în mod special pentru noi. Deci este o tehnologie, dacă vreți, oarecum similară cu 4DX-ul, dar într-un moment mai soft, așa, nu este foarte transparentă de noastră, dar toate aceste lucruri se întâmplă. Și ca așa și încheia, pentru că, până la urmă, această călătorie este interesantă, s-au întâmplat multe lucruri, dar este la început. Și ceea ce ne dorim foarte mult nu este să fiți nu doar martorii noștri în această călătorie, iar eu să vă prezint, ne dorim foarte mult ca aceste sisteme să vă permită să fiți activi, să fiți împreună cu noi în această călătorie, în această schimbare care se întâmplă în domeniul energiei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! Și încerc scuze, nu mai are puțin întrebări. Sunt convinsă că mai are George multe întrebări și nu o să vă rateze. Mulțumesc frumos! Am să invit alături de mine pe Alina Georgescu de la IMES. Te rog, Alina, încerc scuze de întârziere. Bună ziua!
Numele meu este Alina Georgescu, mă bucur că sunt astăzi alături de voi și alături de ceilalți colegi de-ai mei din prezentare. Dacă Tudor mai devreme v-a prezentat conceptul de inovație venit din zona de marketing, eu sunt reprezentant de vânzări. Ca să facem așa o scurtă întrebare și în rândul dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră sunteți oameni de marketing? Puteți să ridicați mâna? De vânzări? Să zicem așa, jumătate și jumătate. Tehnic? Ok. Asta înseamnă că audiența este potrivită și pentru mesajul pe care vreau să vi-l transmit. În zona de inovație, întotdeauna ne gândim când vine o companie de IT sau din zona de telco, care este legătura și care este relația cu zona de tehnologie. E rolul meu astăzi, în următoarele minute, să vă povestesc despre acest lucru. Însă, înainte, din perspectiva de sales, vreau să vă spun că în ultimii 10 ani, activând atât în zona de corporate, o companie multinațională, dar lucrând totodată și în zona de system integrator sau companie antreprenorială românească, aud din ce în ce mai mult vorbindu-se despre inovație. Dacă înainte, cred că în CV-ul unei persoane sau la orice interviu de recrutare, unul dintre elementele esențiale era capacitatea și rezistența la stres, cred că astăzi se vorbește despre capacitatea de a inova, de a gândi altfel. Există un trend în ultimii ani în care oamenii din telco angajează oameni din IT sau din pharma, oamenii din IT angajează oameni din alte zone. De ce? Pentru că vor să vină cu un altfel de mesaj. Vor să vină cu o zonă creativă, să gândească altfel și poate astfel să remodeleze, să transforme business-ul, astfel încât să facă față noilor cerințe din piață. De ce vă spun acest lucru? Este că mi-aduc aminte, acum 4 ani de zile, lucram într-o altă organizație decât cea de acum și în cadrul ședinței noastre de vânzări povesteam despre oportunitățile pe care le avem. Una dintre colegele mele se afla în plin proces de vânzare, aproape de finalizare, în cadrul unui demo pe care trebuia să-l facă. L-am avut noi, urmând ca apoi celălalt vendor, partea competiției, să aibă același demo. Și presiunea directorului nostru de vânzări era de genul, cum? Au reușit să obțină rezultate mai bine, mai bune? Și a încercat să spună, uite, știi, pe zona asta de performanță, strict, pe nu știu câți biți și așa mai departe, a ieșit mai bine, ăsta a fost scenariul. Greșit, trebuia să găsești o metodă inovativă ca tu să fii cea care vei fi selectată. Și a stat și s-a gândit, bine, dar la ce te gândești? Inclusiv să-i scoți cablul din priză. Pur și simplu trebuia să nu meargă. V-am povestit această întâmplare ușor funny, este reală, nu am inventat-o, datorită faptului că, așa cum am spus anterior, presiunea de a fi inovativ este una foarte mare. Inovația este esențială în business în ziua de astăzi și acest lucru se simte atât în zona de marketing, atât în zona de tehnologie, cât și în zona de vânzări. În continuare, aș vrea să vă vorbesc despre cum inovația alături de tehnologia de cloud poate să aducă o nouă perspectivă business-ului nostru. Nu o să vă vorbesc despre beneficiile de cloud, nu ăsta este scopul prezentării de astăzi. Sunt convinsă că în ultima vreme, atât vendorii mari de tehnologie, cât și celelalte companii de IT și în, la fel de mult și zona de telco vă vorbește despre acest lucru. Însă, într-adevăr, este rolul nostru să venim cu niște soluții performante care să fie customizabile și care să răspundă cerințelor voastre. Alături de echipa mea din cadrul imens de profesioniști, atât din zona de sales, consultanță sau dezvoltare, avem niște ședințe regulate în care ne punem întrebarea pe care ne-o adresează foarte mulți dintre clienții noștri. Ce aduce cloud-ul pentru business-ul meu particular? Ok, înțeleg că dacă iau o soluție de la tine, de mâine voi avea succes? Care credeți că este răspunsul? Așa, timid, se aude cât un nu. Da, foarte probabil nu doar o soluție din cloud este cea care va asigura succesul. Ce putem noi oferi în acest moment este un pas înainte. Așa cum și Tudor spunea, avem nevoie să fim deschiși către schimbare. Este mult mai ușor să rămânem ancorați în metoda care funcționa până în acel moment, dar trebuie să ne uităm în perspectivă ce se întâmplă peste 15 ani. Care este cheia succesului? Poate să spună cineva pentru business-ul din care face parte, dacă a găsit care este cheia succesului pentru următorii 5 sau 10 ani în acest moment? Aveți întâlniri de acest gen în cadrul organizațiilor dumneavoastră? Puteți să ridicați mâna? Despre care e cheia succesului? Da. Nu, e foarte general. Schimbarea. Mulțumesc pentru răspuns. Da, schimbarea. A te pregăti pentru ceea ce urmează să faci. Ce am făcut noi în cadrul imens, mulți ne-au întrebat
De ce în anul 2012 am înființat această companie care oferă doar soluții și servicii din cloud? Toți au întrebat, dar este profitabil? Pentru că, ok, toată lumea vorbește despre cloud, dar în final, ca să ai succes, trebuie să ai și profit. Și am spus, ok, noi am venit ca parte acestei, acestui moment în piață, în care vrem, împreună cu ceilalți mulți vendori, să educăm piața în această zonă. Da? Este un prim pas către a avea succes. Vorbeam astăzi de inovație și probabil nu întâmplător astăzi ne aflăm la un forum despre inovație. Inovația este un element esențial în business, dar nu este suficient. Alături de inovație, în slide-urile următoare, o să vă prezint câteva alte elemente cheie, câteva alte ingrediente care ne va ajută să punem un drum sau o cărămidă în drumul spre succes. Avem acolo mai multe idei. Și Tudor vorbea la un moment dat despre ele și despre procesul în care aceste idei, indiferent că vorbim de concursul de aplicații, le avem și noi, le au și alte organizații, ajung să se maturizeze și să fie aprobate. Și el spunea mai devreme că depinde de capabilitățile de prezentare sau de susținere ale celui care le are. Pentru un manager sau un antreprenor în ziua de astăzi, avea o idee este foarte bună, dar dacă ea nu poate să fie implementată, probabil nu va avea nicio șansă de succes. De aceea, următorul pas către un rezultat așteptat este aceea de a avea o strategie de business, de a avea un plan de business, atât pe termen mediu cât și pe termen lung. Este de aceea de a planifica care sunt resursele pe care le ai implicate, de a planifica care sunt resursele bugetare pe care le ai planificate și dacă mă întrebați care este legătura cu tehnologia de cloud, este că noi putem să oferim aceste soluții care oferă acces imediat la date, de oriunde și oricum, cum spune Tudor, mobile first, cloud first. Nu vreau să-i împrumut, dar suntem niște parteneri strategici alături de Microsoft și evident că strategia noastră merge în aceeași direcție. Primul pas este să ai o planificare. Ce se întâmplă după? Ce urmează după planificare și după strategie? Implementarea. Implementarea, execuția, este iar un element cheie. Evident că dacă o corporație sau o companie sau un startup și-a definit deja anumite necesități, anumite nevoi, are nevoie de tool-urile respective pe care să le aplice, astfel încât să ajungă să facă această implementare. Indiferent de ce soluții vorbim, dacă pe primul loc al companiei ca și strategie este gestiunea relației cu clientul, da, există soluții care se pot oferi din cloud în acest sens. Dacă principala direcție este cea de control a costurilor, da, există soluții care fac acest lucru. Dacă partea de colaborare și comunicare cu clienții sau cu partenerii din ecosistem este importantă, există astfel de soluții care pot fi puse la dispoziție. Care este avantajul soluțiilor oferite din cloud în acest context? Este datorită faptului că ele pot fi de ultimă generație, pot fi oferite cu costuri reduse, specifice, nivelului de business pe care îl aveți și ulterior pot fi scalabile. Și ne întoarcem la bani. Avem un plan, avem o strategie, avem o implementare, avem un plan de execuție și trebuie să vedem la final dacă scoatem profit. Indiferent dacă venim dintr-o corporație sau dintr-un startup, oricare dintre noi avem niște indicatori financiari și se traduce în profit. Deci este important profitul. Sunt extrem de multe explicații pentru acest lucru. Indiferent dacă vrem să ne dezvoltăm business-ul mai departe, vrem să atragem un investitor, vrem să atragem un fond de credit, toată lumea va face analiza acestui business. Și Tudor vorbea mai devreme, la fel ca și George și colegul meu de la Enel, domnul Constantinescu vorbea despre schimbare. Toți, ca parte a acestei societăți, încercăm să ne pregătim pentru a face față schimbării. Noi ca oameni, ca oameni de vânzări, ca oameni de marketing, ca oameni de tehnologie, trebuie să ne gândim că doar așa putem să ajungem să ne atingem obiectivele. Chiar și când ai succes, chiar când ai ajuns acolo și ai succes, începe un nou proces, acela de a stabili noi obiective, de a stabili noi limite, astfel încât și peste 15 ani sau poate peste 20 de ani, nu știu dacă noi la nivel de Europa vom ajunge ca în Japonia să avem o strategie pe 100 de ani, evident și dacă ne propunem, cu siguranță va avea o grămadă de modificări de-a lungul timpului, însă este bine să ne pregătim în acest sens. Sunt foarte multe companii despre care unii dintre colegii mei deja au vorbit, chiar recent am văzut ultimul studiu, multe dintre ele într-adevăr sunt din zona Statelor Unite, companii care în ultimii 10 ani au suferit transformări majore.
Vorbim dacă majoritatea vin din zona de IT, dar nu numai, Shell este una dintre ele, ca să vorbim altfel decât IT, IBM este cealaltă, Apple, Samsung, Nokia, care încearcă din nou să se redefinească. Sunt companii care la un anumit interval de timp, indiferent că au apelat la consultanți din afară, sau au apelat la oameni cu altă viziune, sau pur și simplu s-au gândit la reorganizarea business-ului intern, au făcut această față, au făcut față acestei nevoi de schimbare. Însă până acolo, până a te schimba, până a fi pregătit să faci toate aceste lucruri, ai o călătorie de făcut. Indiferent de compania în care activezi, ai două elemente importante de care nu te poți dispensa. Unul, și poate cel mai important, este capitalul uman, și al doilea sunt resursele financiare. Inclusiv în zona de colaborare cu tehnologia de cloud, poți să ai soluții care să-ți îmbunătățească activitatea, să-ți o eficientizeze, să poți optimiza operațiunile, astfel încât acest drum să fie unul de succes. Dar cum am spus mai devreme, nu înseamnă că atunci când ai avut succes, te oprești acolo, ci înseamnă că o iei de la capăt. Îți redefinești prioritățile, îți reorganizezi procesele și probabil că mulți dintre dumneavoastră în acest moment, mai ales după anii de criză, și-au redefinit un pic abordarea față de piață. Chiar dacă vorbim de corporații, unde cuvântul cheie este cel de transformare, chiar și în zona de startup-uri, întotdeauna ne pregătim altfel pentru a face față cerințelor clienților noștri. Ca și concluzie să vă spun o experiență tot din zona mea, eram pe punctul în care așteptam să se semneze un contract. Pe principiu, după ce ai trecut prin toate etapele de prezentare, de convingere, de negociere cu procurement-ul, de negociere cu oricine, cu legal-ul pe zona de termeni și condiții, am fost anunțată, uite, mâine la ora 2, toți stakeholderii implicați, erau 3 la număr, se vor întâlni pentru a semna contractul. Toți colegii mei de la regiune, nebuniți, era un contract foarte mare, așteptau semnarea. Și la un moment dat am zis, ok, nu mai fac față presiunii, mă duc lângă sediul clientului și aștept să fac ora 2, să mă sune, să iau contractul, să mă duc fericită ca un vânzător care a reușit. Era ultima zi din trimestru. Pentru cei care lucrează în corporație știu foarte bine că presiunea ultimei zi din trimestru este crucială. Și am stat eu cu minte acolo, mi-am luat o cafea, eram relaxată și la un moment dat primesc un telefon de la unul dintre cei care trebuia să semneze. Întâmplător era ultimul care avea drept de semnătură, trebuiau celelalte semnături anterioare. Și mi-am spus, draga Alina, era și într-o zi de vineri. Draga Alina, pare rău să-ți spun, dar cel care trebuie să semneze primul, proaspăt întors din concediu, nu este de acord cu tot ce s-a agreat până în acel moment. Și atunci, probabil că săptămâna viitoare vom relua discuțiile. Și m-am aflat în postura unei situații inedite pentru mine până în acel moment și am spus, ok, care sunt șansele pe care le-am să semnez contractul? Vrea să încerce cineva? Chiar dacă nu sunteți oameni de vânzări, să calificați oportunitate. Aproape zero, da? Și am zis în felul următor, am două variante. Să mă duc la birou și să spun, îmi pare rău, uite, asta este situația, sau să încerc să-l sun pe clientul meu, primul semnatar al contractului, și să încerc să-l conving. Și inclusiv în această situație, erau 50% matematic șanse să-l conving, 50% șanse matematic să nu-l conving. O să încerc să fiu scurtă, cred că mai am doar 2 minute. L-am sunat. Și era 6:56, la ora 6, fiind o bancă, pleca. Și l-am rugat, bună ziua, uite, știți că am fost plecați în concediu, am și eu o rugăminte, doar să mă primiți 5 minute la dumneavoastră în birou să vă explic despre ce este vorba. Alina, eu te primesc că te cunosc, dar eu nu o să semnez contractul. Zic, sigur, am înțeles, dar lăsați-mă 5 minute doar să vă povestesc ce s-a întâmplat. Sigur. M-a primit în birou, i-am explicat despre ce este vorba, într-adevăr și contractul nostru avea vreo 80 ceva de pagini și a spus, eu n-am mai văzut un contract atât de lung în viața mea. Zic, uite, haideți să trecem prin fiecare punct. Sigur, putem să trecem, dar o să sunt toată noaptea aici. Haideți că nu cred că durează atât de mult. Ok, am început paragraf cu paragraf până la un moment dat, când s-a enervat și n-a înțeles de ce este o anumită clauză acolo, și a sunat-o pe colega sa, directoarea de procurement, care aflând că am încălcat procesul oficial prin care se semnează un contract, i-a spus să mă dea afară. Și am zis, ok, ce pot să fac? Să mă dea afară. Am zis, da, haideți, chemați-o și pe ea totuși și explic și ei despre ce este vorba, știți, presiune, sfârșit de trimestru și așa mai departe. Nu intru în toate detaliile, discuția a durat, era ora 6, am semnat contractul la ora 12:15,
Noaptea? Noaptea. Moment în care, într-adevăr, am trecut de la de dat afară, intră din nou pe ușă, nu am fost dată afară fizic, dar am fost amenințată de foarte multe ori cu acest lucru. Moment în care toți șefii mei, inclusiv cei locali și de la regiune, aveam câte un SMS la fiecare două minute. Se semnează? Nu se semnează. Și eram 75%, 20%, 0%, 50%. Pentru că la fiecare clauză, iar șodorea, iar nu șodorea. Evident, am reușit să semnăm contractul cu un amendament, clauzele care nu le puteam agrea acolo, datorită faptului că nu toate erau în atribuția mea de aprobare, le-am pus pe foaie de hârtie, le-am listat și le renegociau ulterior, dar semnăm contractul așa cum este el în acest moment. Deci șansa de 0% s-a transformat într-una de 100%. Nu am învățat la școală să fac lucrul ăsta, nu este pur și simplu nu știu, un element care, pe care ți-l învață matematic cineva, faci pasul 1, faci pasul 2, pur și simplu am simțit în acel moment că trebuie să fac altfel. Dacă aș face la fel într-o altă situație, s-ar putea să nu am aceeași reușită. Dar e bine să ne gândim că uneori putem să găsim alte metode de a rezolva lucrurile. De multe ori într-o corporație, și vorbesc cu colegi de-ai mei care sunt manager sau director general în organizații mari, și am spus că cea mai mare provocare pe care o am în ziua de astăzi este cum să-i facă pe oameni să spună de, nu știu, două motive pentru care un anumit lucru se poate face și să renunțe la o listă de 100 de motive de ce nu se poate face. Probabil că asta este inovarea și inovația pe care noi, fiecare dintre noi, trebuie să o facem cu noi înșine. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos! Într-adevăr, așa este. Știu foarte bine și pe propria piele că exact așa se întâmplă. Și dacă nu ești pornit și dacă nu ești convins și dacă tu nu încerci, ceilalți nu o să încerci. Și am să-l invit pe următorul nostru speaker și ultimul din sesiunea de astăzi, Olaf Lausen de la Telecom. Please come and have a lot of success. Thank you. Hi. First of all, sorry, I'm speaking English. Buona zia. Besides this, I'm speaking English. I try to make it fast to keep in time. So, thinking as a foreigner of an event about innovation in Romania. I thought first of all on something else, to be honest. I thought first of all on San Francisco. I thought on Tel Aviv. I thought even on Bangalore, not necessarily on Romania. But, of course, I'm able to learn. My guys told me that, no, that's not correct. Of course, there's a lot of things going on in Romania. And to be honest, of course, I knew it before, but I wanted to see it as well in some numbers. So first of all, from our perspective, it's very important that we have here a good environment for innovation in Romania. We see this in many things which we are doing, like as a telecom group, that Romanians, either via us in Telecom Romania or even directly applying for events, for fundings, there's a very big scene here in Romania. And we hear this also all the time as feedback from our colleagues in Deutsche Telekom. So first of all, that's good. Now, let's get to what is innovation. Yeah, that looks a bit to what Tudor showed us, to one of the cartoons. That's actually like, to be very honest, I feel how, quite often in our big company that we try to do now some new things, but actually everybody is running somehow in the way they ran before, and they are not really considering to change. So here's the challenge, to get people to change. I don't have the perfect answer for that. We are trying hard, and hopefully we will do better in the future, even better than we do already. What I like is actually this picture, but let me explain it a bit. The message is there are projects in innovation usually where you know what to do. Well, actually, not in innovation. There are projects where you know what to do, and there are projects where you know how to do. This is the right side. And you see there a little bit PBN, this means paint by numbers. So these are things which actually as a kid you had this probably painting by numbers, so you put some lines from 1 to 2 to whatever and then came out something, yeah? And you colored it at the end. It was cool for you, it was new for you, but it's not really innovative. Somebody else did it for you before. So the message is, as long as you know what to do and how to do, don't consider it innovation. It's something new for you maybe, and it's somehow it has to be done, but it's just maybe an evolution, it's not really innovative. The innovation happens rather on the left side, where you usually don't have any clue how to do, and sometimes you even don't know what to do, and it's actually fog. Yeah?
I use this also very often when my colleagues in the company are asking me, okay, Olaf, super idea, but what's the outcome of that? How much money do we do from that? Guys, I don't know. I'm still in the fog. Yeah, let me get to that later on. We have to, first of all, do something. That's very often the first answer. Let's do something. Of course, we are not investing millions in something without clarifying that, but still, it's very important not to kill the idea from the beginning. And I think that's a very good picture of for underlining that. So let's get a bit more concrete what we are doing as group, actually. So here on the left side, we have a picture which shows many areas or many tools which we are using in order to push innovation. However, the underlying strategy, I think, is very important for us. And I think that's also what I heard from other companies today and what I've seen also in the market. There's a paradigm shift. While in the past, everybody thought they can develop and innovate things in-house, they hired more engineers, they got more smart people, etc. It changes actually to a, yes, we do things innovative in-house, but also there's a huge area of innovation coming from outside. And the challenge is how to capture that to get it into big companies. For startups and young companies, it's of course attractive to get the scale. For us, it's attractive to get the innovation faster and to get more innovation on board. So what we are doing here, let me emphasize specifically the Hoop Round, because I think that's, first of all, the start. It's an incubator, which we have actually two of them. One is in Berlin and one is in Krakow. The Krakow one is from Poland, taking care of whole Eastern Europe. We have several Romanian startups already where we invested in, which were successfully participating into contests there. So this is something which we strongly believe in and which obviously already proved to work. Now, what do we do in Romania as Telekom Romania? Actually, we are doing, we are supporting somehow this incubation idea by having some local events and by addressing the startup scene. One important thing in the moment is this Challenge Up. I will come to this in a second. And one other competition which we are doing currently is this international DT Business Wall of Fame. DT stands for Deutsche Telekom. So the idea behind this very nice contest, because it's not just that young startup or innovative companies can apply and then they get, I think it's 20,000 euro. The idea is that also they need to generate voters for them. So there are actually the ideas that businesses are voting for the ideas, and the idea which gets the most votes gets a remuneration in terms of the company gets 20,000 euro a set, but the voters can as well gain some money out of this, so it's a kind of double competition. I underline this because on 25th ends the time frame for applying for new ideas, so if somebody has very good ideas, it's this year around Internet of Things, so if somebody has very good ideas, apply. If somebody would like to see what already is transmitted on the platform and maybe makes your business life easier, go on the site and you will find there some cool ideas. As said, we have several events and community events in the startup scene which we are pushing now, and there come also several corporations for our company and for startups out of this. Let me get back to this Challenge Up. Again, it's about Internet of Things, so you see already that's obviously the hot topic for us in the moment. This is a competition which is done together with some other industry partners, Cisco and Intel. Also there is the closing at 25th of May, so again another opportunity to transmit innovative ideas on Internet of Things area. Good, what else to say? Actually not so much, but let's say that's still all theory. Yeah? The interesting thing is we would like really to engage people to come with ideas to us, either in terms of these contests or forget about the contest. You have a cool idea, tomorrow there is no contest, so it doesn't matter, contact us. We may find a way of cooperating, we might find a way of doing something together, of supporting you. These are the main areas of interest, but I would not even be too static on those. Any new idea is welcome. We are happily supporting those. Thank you very much. Any question? Dacă sunt întrebări, vă rog. Yes, sure. I can.
Otherwise, you find me on LinkedIn. Yeah. I assume there are not so many Olafs in Romania. No. Why? I have to admit, I'm not. I don't want to spend the time, to be honest. I'm, in this case, I'm old. I'm too old for that stuff. I did 11 years ago a profile, but it's not under my name, so you will not find me. My first friend was a dog from San Francisco. Okay, thank you again for presentation. Okay, thank you. Mulțumesc frumos și vă invit la pauză. Ne așteaptă o sesiune specială cu un workshop dedicat design thinking după pauză și după masă.